ce ați prezentat în seara aceasta. Eu am încercat să captez energia prezentării dumneavoastră, pentru că numărul e așa, îl percepe Eminescu ca o energie. Și de fapt, cred că asta este limba, pentru că eu pe Eminescu îl percep ca pe un om care a avut literele în fața lui, mă rog, literele de aur, ca să zic așa, și le-a aranjat. Și noi suntem în Eminescu, în această energie, în acest limbaj, și de aceea nu mai percepem. De aceea, cineva vine din această foarte frumoasă prezentare din Chile și îl caută pe Dumnezeu prin limba română. Și ne atrage, într-adevăr, un semnal de alarmă că noi nu mai știm. Noi suntem deja aici. Și chiar dacă vor apărea detunări de limbă, de valuri, de modele, nu avem cum să ieșim din matrice. Domnul Alvaro caută matricea. Caută, de fapt, matricea limbii sale, prin limba română. Și întrebarea mea este următoare. Cum? De ce v-ați apropiat de Eminescu? Și care, cum s-a creat această relație între între textul Eminescu? Pentru că e clar că ați căutat de această energie și dumneavoastră. Și cum v-ați simțit în fața manuscriselor? Care nu sunt doar litere, da? Sunt această energie. În timpul prezentării m-am gândit că există un cuvânt asemănător în spațiul european care articulat seamănă cu dor. Și aceasta e franceza. Aceasta e franceza. Care prin articulare dă dor. Adică de aur. Poate este o etimologie, o etimologie speculativă, forțată, dar să o lăsăm așa. Sunt curios cum vă raportați la text în sine. Da. A început toată povestea în perioada în care eram în facultate. Mi-era foarte drag profesorul Mateanu. Îmi plăcea stilul lui foarte sobru și foarte dur uneori. Și vroiam cu orice chip să fac lucrarea de licență la dumneavoastră. Și ne-a pus la dispoziție o hârtie cu tipă. Și era adăugat în partea de sus, cu pixul roșu, pe foaia tipărită, Antropogonie Eminesciană. Eu m-am hotărât foarte târziu să-mi aleg teza, lucrarea de licență, și mi-am dat seama, n-am înțeles nimic din titlu, la vremea aceea. Mi-am dat seama că mi-a spus intuiția, că dacă voi alege tema asta, mă va accepta la dumnealui. Era foarte aspru în selectarea studenților. Așa am făcut, m-a acceptat și apoi m-a întrebat, dumneata știi în ce te baci? Și eu am răspuns cu toată sinceritatea că nu știu în ce mă bag, dar o să am timp să descoper pe parcurs și sunt convinsă că o să mă ajute. Ce ne-a spus domnul Alvaro, remarcă să știți foarte mulți dintre noi și sunt sigură dintre cei care sunt aici și dintre cei care observă cu multă atenție fenomenul, care au șansa să lucreze și cu tineri și, într-adevăr, există o golire de sens. Chiar dacă folosim aceleași cuvinte, este o golire de sens. Este o despiritualizare a limbajului. În momentul în care Eminescu intră, cine l-a sfătuit să învețe română pornind de la Eminescu și de la Creangă, i-a făcut un mare bine și a creat în același timp mari provocări și serioase probleme, comoții, exact. Pentru că te apuci de limba română nici de cum pornind de la Eminescu. Pentru că se știe, odată cu el se cotește absolut tot. Se schimbă, este ca și cum se produce un cutremur în limba română. După ce am terminat lucrarea de licență, ca să revin la ce m-ați întrebat, după ce am terminat lucrarea de licență, nu m-a cocoroșit absolut deloc. A fost foarte nemulțumit de faptul că n-am avut diacritice la calculator și că a trebuit să le pun pe unele cu... Am luat în serios lucrarea, dar mai puțin forma care se prezenta. Mi-a spus că ar trebui să o fac teză de doctorat.
Am intrat în învățământ și după 2 ani am mers la o corectură, mărturisesc aici, la o, era un sistem gimnazial de învățământ, la o corectură, la o simulare de bacalaureat, dacă nu mai înșel. Și la școala centrală unde mă aflam era o directoare micuță, foarte înfiptă și foarte agresivă. Am înțeles că se comporta un fel ca un stăpân pe moșie și a avut o reacție nepotrivită la care am răspuns, nu agresiv, dar cumva se traducea că până în momentul ăsta avem aceeași, suntem cumva pe același și română-română face fiecare. Am venit destul de supărat acasă, în secunda următoare am pus mâna pe telefon, am sunat pe domnul profesor și am spus că vreau să încep. Să știți că o perioadă destul de lungă, vorbesc de 4 ani, perioada în care am pregătit examenele și referatele care preced susținerea teziei de doctorat, eu n-am făcut în sistemul Bolonia, am făcut în sistemul vechi, perioada care ține, se întinde pe 5 ani, la cea de 7 ani. Deci aveam 4 ani pentru examene și referate, chiar necesari, mai ales în cazul poeziei, și apoi 3 ani pentru pregătirea tezei. În pregătirea tezei am folosit și prelungirile, ca să zic așa. Am citit același text pe care, de exemplu, glosa pe care ne-a spus-o doamna Catone, mă cutremura la un moment dat. Și teza de doctorat a fost scrisă într-un timp extrem de scurt. A fost necesar să o scriu într-un timp foarte scurt pentru că am expirat perioada și am renunțat la absolut tot ce scrisesem până atunci. La absolut tot. Pornisem inițial de la o notă pe care o face Călinescu, spunea că orizontul poeziei mineștiene începe de la naștere și continuă în semicerc până la moarte. Am mers pe ideea asta, cumva eram acum la profesorul Gana, care aștepta cumva un politically corect, eu nu prea sunt politically corect în general, mă incomoda foarte mult obligația asta. După care mi-am dat seama, a fost un moment când mi-am dat seama că dacă scriu așa, nu cred nici eu. Pentru că iarăși găsisem tot un manuscris, într-un manuscris, Spirala în infinit a Universului. Și aceste notițe de pe marginea manuscrisului m-au așezat altfel față de creația lui Eminescu. Citeam, vă rog să mă credeți, citeam texte pe care le citisem de 10 ori, de 15 ori, de mai puține ori, n-are importanță, și simțeam cum fiecare vers mă fulgeră. Nu cred că poezia eminesciană, dacă ai citit-o, ai parcurs-o odată, ai citit glosă, da, ai citit scrisoarea întâi, este suficient. Este atât de îmbibată în sensuri, atât de fără sfârșit, încât trebuie recitită. Și recitită aflându-te tu într-o altă stare a vieții tale, într-un alt moment al vieții tale, departe de tot. Și nu poți să o absorbi decât atunci când realmente ai renunțat la, în momentul ăla cel puțin, la tot ce te arde, tot ce te frige în existența de zi cu zi. Așa a fost. Au fost momente deosebit de dificile, provocatoare, dar cred că până în momentul ăsta a fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea. N-am trăit niciodată atâta bucurie și atâta emoție și atâta drag și atâta... Deși erau uneori și 14 ore pe zi de muncă, pentru că trebuia să termin. Deci a trecut de la un formalism, a textului, da. La un eseu filozofic. Adică de la ceea ce trebuie, la ceea ce simțeam eu că e... Și încă o dată, domnul de la Cluj a intuit bine, pentru că el a ales varianta aceea mai scurtă. Are o disponibilitate sufletească ca să poată să perceapă ceea ce ne-a mărturisit, dar l-a ajutat foarte mult poezia lui Eminescu. Cu siguranță, că altfel n-ar fi sesizat toate nuanțele. Mă deschide ușa, Da. Mulțumesc.